Din culturii naționale și a luceafului zilei noastre, a luceafului poeziei noastre, dar deoarece avem un oaspete din Suceava care se gândește, are alt program și a vrea să începe în mine. Și vorba de domnul Dan Locănel, directorul liceului numărul privat de Suceava, un mare succesor al culturii noastre, care întotdeauna, deja de câțiva ani, participă la manifestările noastre și a venit la noi și astăzi cu o în ziua și la mulți ani tuturor românilor din început și în Ucraina. Felicitări pentru organizarea acestei frumoase clipe. Ca în fiecare an, prin inițiativa mea, cu sprijinul prietenilor, vreau să-mi mânez un bun român din afara granțelor țării, o diplomă de un premiu de excelență pentru promovarea, păstrarea și afirmarea limbii române, a literaturii, a civilizației românești, precum și a sentimentul național prin teritoriile din afara granților țării. Anul acesta am plăcerea de a mâna această diplomă domnului profesor Iurie Reci, care prin întreaga dumneavoastră activitate a susținut ideea de românism, ideea de patriotism, ideea de continuitate a neamului românesc în toată lumea. Pentru că domnule trebuie financiar sumar și un calendar și o agendă de lucru în care să trece toate activitățile și dumneavoastră. Domnul director, să permiteți să vă numesc și eu, Victor, la de parte de dumneavoastră, pentru că întotdeauna a dat și mult și material și cu gândul și cu vorba și să vă numesc ca să dibu pentru păstrare, dezvoltare și afirmare a limbii de atunci și de alte românești, sentimentul național de jur și de afară. Acum? Vă rog. La mulți ani, ziua bună. Știți că Obelear nu vine niciodată singur, așa că eu le cic mai are pentru acolo supliciu. În anul acesta, în afară de premiul pe care îl oferă domnul director Locănel, și organizația de femei din Suceava a oferit prin doamna profesor inginer Cristina Todorovici, care este și inspector general adjunct, dar și președinta organizației, tot un premiu, tot cu bani și tot pentru aceste merite legate de păstrarea, dezvoltarea și afirmarea limbii, literaturii, civilizației românești, a sentimentului național în afara României. Vreau să vă spun un lucru. Nu cu mult timp în urmă, domnul Lepcic a primit în cadrul tradiționalilor întâlniri Hai Acasă, organizate de Departamentul de Strategie a Guvernului României, un premiu important, un premiu care se intitulează Destin România. Presa din România a consemnat acest fapt, și anume că un cernăuțean apare ca cel mai bun român din diaspora. Chiar am scris și în ziarul la care lucrez, în Jucunul, și ca urmare a acestor apariții în presă, iată că s-au gândit și liberalii să dea un premiu. Domnule Lepcic, se place în punea la urmă. Să-ți fie și toată așa.